Luptătorul mușelean George Vlad Marian, prezent sportiv legitimat la ACS Steaua București, a participat la sfârșitul săptămânii trecute la un Grand Prix de seniori desfășurat la Zagreb în Croația. A fost cel mai bun la categoria sa de greutate și s-a clasat pe primul loc învingând în finală un japonez. Sâmbătă și duminică la Cisnădie, în județul Sibiu, s-a desfășurat campionatul național de judo la sub 16 ani, iar la categoria de greutate 44 de kg, Andreea Jianu de la CS Mușcel Câmpulung, eleva antrenorului Tiberiu Jinga, s-a clasat pe locul 3, în timp ce Raluca Băduleanu a venit pe locul 5. Luna viitoare, cele două sportive vor reprezenta clubul mușelean la categoria de vârstă sub 15 ani, acolo unde pretențiile pentru podium vor fi mult mai mari. Vizitează sportinmuscel.ro, site-ul departamentului sport al postului de televiziune Muscel TV. Știri, rezultate, clasamente, fotografii și în video. sportinmuscel.ro, sportul în muscel, secundă cu secundă. Echipa de volei cadete de la CS Mușcel Câmpulung a disputat și ultimul joc din faza 1 a campionatului național, impunându-se detașat 3-0 în deplasarea de la Colegiul Național Nicolae Titulescu din Craiova. Pe seturi a fost 25-22, 25-15, 25-17, iar elevele antrenorului Adrian Mihail au încheiat grupa E pe primul loc, având 9 victorii și o singură înfrângere, totalizând astfel 36 de puncte, cu 13 mai mult decât următoarea clasată CS Dacia Mioveni 2012, antrenată și ea tot de un mușcelean, profesorul Valentin Fianu.